Oameni de milioane. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM probabil v-a atras atenția și nici măcar nu știați că este el. Asta dacă locuiți în București și dacă ați luat metroul în ultimele zile, pentru că în unele stații de metrou din București s-a întâmplat magie pură. A ajuns arta în stradă, mulți au apreciat-o, alții au contestat-o, însă ca să înțelegem acest fenomen a trebuit să înțelegem mai bine artiștii vizuali ai zilelor noastre, iar unul dintre artiștii care ne-a surprins plăcut în ultimele zile este Răzvan Năstase. Bun venit la Europa FM! Salut, Adel, mulțumesc de invitație! Și când ne-ai surprins, la Piața Izvor a apărut un tablou celebru pe care lumea îl recunoaște din cărți, unii și din muzee. Spune-ne tu povestea lui. A apărut pe jos, foarte important de spus. Da, este o reproducere a unei picturi celebre, Fata Pădurarului de Nicolae Tonița, și face parte dintr-un eveniment organizat de cei de la Var Cultural, care au primit aprobarea celor de la Metrorex timp de un an de zile să facă evenimente ad hoc în stațiile de metrou și au decis să înceapă cu Izvor și cu timpuri noi, dacă nu mă înșel. Ai pus pe Tonița să fie călcată în picioare. Cum ți-ai permis să faci asta? Există un val mare de oameni care au fost în admirație pentru această creație și alții care au contestat vehement că îl călcăm pe Tonița în picioare. Da, nu consider că este un act denigrant. A fost o chestiune strict legată de tehnică. Am transformat acel mozaic de pe jos. I-am folosit ca fiind niște pixeli digitali ai unei imagini. Când te afli în interiorul imaginii, nu-ți dai seama despre ce e vorba, nu recunoști pe Tonița sau Fata Pădurarului, vezi o lucrare abstractă, niște pătrățele colorate și singurul punct în care vezi cu adevărat și percepi imaginea este când urci sau cobori scările rulante. Și atunci ea se vede în toată splendoarea ei, să zic așa. Cumva te joci cu imaginația omului care ajunge aproape de respectiva lucrare pentru că nu știe exact unde ajunge. Da, nu știe exact ce e. Adică dacă vine din sens opus și trece prin lucrare și nu întoarce capul după ce a urcat scările, nu o să-și dea niciodată seama despre ce e vorba. De ce nevoia asta de a pune arta cumva în stradă și a nu o lăsa acolo în muzeu? Să știi că, deși este o imagine foarte cunoscută, din cei 300.000 de oameni care trec zilnic pe la metrou, mulți nu o recunosc și nu știu despre ce e vorba. Și de-aia am și ales să reprezint mai degrabă o imagine din Biblioteca Vizuală Culturală Românească decât o imagine din portofoliul meu personal. Pentru că la asemenea tranzit de oameni e un act, să zicem, educațional și un act care îi face pe oameni să fie mai conștienți de ce avem, ce cultură avem și un reminder, să zic. Cât de greu este unui artist vizual din zilele noastre să se facă remarcat? Imaginează-ți că în zilele noastre sunt cei mai mulți artiști din cât au fost luată în istoria artei. Asta înseamnă că și avem ce face. Oamenii încep să fie din ce în ce mai pasionați de artă din cauza internetului, datorită internetului, iar nivelul salariilor, pot să zic că a crescut în România și atunci oamenii își permit să cumpere artă. Atunci e cerere și ofertă, dar e destul de greu pentru că publicul este încă needucat, adică există nevoia de a consuma bani pe artă, dar nu există educație încotro să o cheltuiești. Și atunci artiștii au alte viziuni. Dorința lor nu este neapărat să satisfacă nevoile privitorului, ci o formă de comunicare în care încerc să spun ce preocupări am și ce mă interesează, ori la nivel social, ori politic, ori abstract, pur și simplu abstract. În momentul în care lucrezi o lucrare, cât de greu este să convingi publicul asupra viziunii pe care o ai tu, să-i transmiți mesajul? Depinde de strategia abordată. Cazul lucrării de la metrou, strategia este foarte simplă. Se înțelege din prima despre ce e vorba. Și oamenii înțeleg referința, își dau seama că este o tehnică prin care a fost realizată. Prea puțin atenție vine asupra artistului, cât vine mai degrabă asupra imaginii care are ea propria încărcătură culturală. Nu te deranjează cumva că se pierde numele tău în spatele unei lucrări de genul ăsta?
Nu în cazul acestei lucrări, pentru că am făcut-o intenționat ca un semnal pentru oameni. Ai vrut să-i întorci cumva spre artă, spre cultură? Da, da. Cât și poate multe... să se ducă la muzeu să vadă lucrarea, nu? Este long shot. E drumul mult prea lung până acolo, dar revenind la ale noastre, cât de mult te-a ajutat ceea ce ai învățat în școală, cum să-ți comunici creațiile tale, cum să ajungi la public și să faci accesibil. Pentru că bănuiesc că pentru un artist, recunoașterea și simțul de sau sentimentul ăsta de împlinire vine în momentul în care se întâlnește cu publicul și cu un privitor care să-i guste și să-i aprecieze lucrările, corect? Da, da, da. Și în special cel avizat. Cât de mult te-a pregătit școala pentru viața asta? Dincolo de tehnică, dincolo de lucrurile pe care un artist și trebuie să și le rafineze. E foarte greu să îmi dau seama, cred că e prima oară când mă întreb asta, pentru că trăiesc în paradigma asta de mai mult de 10 ani. Eu am făcut, din clasa 5 fac un liceu de artă, am trecut liceu general, facultate, master și apoi am continuat să lucrez ca artist. Nu știu altceva. Nici nu știu cum. Sigur, fac alte lucruri. Și fac fotografie, fac graphic design, dar toate se învârt în același perimetru creativ, să zic. Și da, suntem, toți artiștii suntem dependenți de atenția publicului și luptăm pentru ea. Nu este un scop important să ajungem noi la public, și să-i facem să vină ei la noi. Ți se pare mai greu de făcut asta astăzi față de acum 10 ani? Nu, e mai ușor de astăzi, pentru că oamenii sunt mai pasionați și internetul i-a educat puțin și văd și după aia caută. Pe de altă parte, văd și foarte multe pe care le percep drept artă și pe care alții mai avizați le percep drept chici. Cum reușesc să educi publicul în ceea ce înseamnă într-adevăr artă și ceea ce înseamnă încoielnică, să-i zicem. Păi o asemenea educație nu se face într-un an sau doi, se face într-o generație și consider că n-ar trebui să forțăm nimic. Sau cel puțin eu ca artist nu încerc să forțez nimic. Dacă le place bine, dacă nu, nu. Eu am practica mea, sunt fericit dacă o apreciază, dacă nu, o să-mi continui nevoile și plăcerile. Răzvan Năstase, după ce ai expus la Metro o lucrare care a trezit atâtea pasiuni în online, care a fost cel mai interesant mesaj pe care l-ai primit? Nu, n-a fost niciun mesaj care să-mi stârnească un interes aparte. Adică felicitările simple, bravo. Nici n-am stat să citesc acum toate comentariile pe unde a apărut postată lucrarea. Doar ce a fost la mine pe pagină am fost interesat. Da, i-au fost la mine în curte, să zic așa. Înainte de această lucrare la Metro, au fost alte lucrări la scară și mai mare pe blocuri, unde cumva... Da, da. Luna trecută, de fapt săptămâna trecută, am terminat un proiect împreună cu băieții de la Etaj Artist Run Space. E o galerie la Piața Romană, vă invit să o vizitați. Are chiar în seara asta un vernisaj. Bine, seara asta însemnând astăzi cât o fi, nu știu cât e, ce dată e. Da, și acolo am pictat 3 blocuri de 8 etaje la cimitirul Belu, o suprafață de 5.000 de metri pătrați, o chestie groaznic de mult. Și a durat 4 luni de zile. Evident, și acolo ne-am confruntat cu tot felul de oameni care apreciază și care nu apreciază. Unii nu acceptă că e prea colorat, că de ce nu am lăsat blocul gri, că sau așa s-au obișnuit cu el. Na, le-am explicat că așa e mai frumos, adică unii nu acceptau ideea că la balconul lor vine roz, ei vreau albastru. Ok, dar așa e proiectul, mi-e pare rău că animerii la dumneavoastră roz. Bun, dar da. Discuțiile de genul ăsta îmi închipui pentru un artist că mai vin și din partea unui public plătitor atunci când vine cineva să-ți cumpere o lucrare. A existat până acum asemenea influențe să vină cineva, nu spun personajul, dar există cineva care spune eu pe banii mei fac ce vreau, așa să vină și la tine cumpărătorul. Da, da, da. Eu n-am făcut comenzi niciodată, adică să fac de la zero pentru cineva o lucrare,
Dar, în schimb, cel mai groaznic lucru cu care se poate confrunta un artist este să zică cumpărătorul că lucrarea vine bine cu canapeaua. De parcă ar fi făcută special să dea bine cu canapeaua. Și sigur, există mulți artiști care nișează acolo să dea bine cu canapeaua. E o sursă de venit bună. Așa e, da, da. Pentru un artist, care ar fi complimentele sau lucrurile, aprecierile pe care le caută în momentul în care se întâlnește cu cei care îi gustă și îi apreciază arta? Din partea publicului neavizat, poți să te bucuri că sunt interesați și să apreciezi treaba asta. Dar lupta noastră este cu adevărat atenția celor avizați și în principal a instituțiilor culturale, muzeelor private sau de stat, galeriilor, pentru că acolo este cu adevărat industria de care noi avem nevoie și platforma, și ei sunt cei care ne validează. Mai există o asemenea industrie în România? I-ai spus tu industrie. Mai există o asemenea piață? Mai există muzee interesate de artiștii tineri? Există galerii care să vă ajute să expuneți? Da, da, da. Nu. Din ce în ce mai, o să fie din ce în ce mai bine observ. Și, adică, cel puțin din partea privată, lucrurile merg foarte bine. Există investiții. Și atunci, ușor, ușor, statul este și el interesat când vede că privații sunt interesați. Și există anumite fonduri de investiții și la Muzeul Național de Artă Contemporan și la muzee private. Lucrurile merg, numai că la cât de mulți artiști suntem, banii sunt puțini, dacă e să o luăm așa. Răzvan Năstase, întorcându-ne la tine și la procesul creativ, cum pornește, de unde vine ideea, cum se materializează mai apoi, pe pânză sau pe un alt suport? În cazul meu, eu sunt o persoană foarte tehnică și e nevoie să mă joc mult cu obiectul și cu obiectele cu care creez ca să se nască ceva. Nu plec de la o pură idee și caut să o pun în practică, ci experimentez în continuu și la un moment dat mă opresc și consider că de aici poate lua o altă direcție lucrarea sau poate merge într-o altă direcție. Am o viziune mai abstractă despre pictură. Și e cumva, așa mi-am făcut eu strategia mea în timp și acolo mi este plăcerea. Crezi că e nevoie cumva de o strategie construită sau e pur și simplu un drum și îl descoperi pe parcurs unde te duce? Este nevoie și de strategie, dar majoritatea artiștilor care au început să facă artă din liceu sau din facultate, vorbim totuși de adolescenți, care e foarte greu să înțeleagă un plan și o viziune, go with the flow. Și atunci lucrurile se întâmplă natural. Și așa a fost și la mine. Lucrurile s-au întâmplat natural și acum este nevoie și de o strategie și de un plan. Și da, ambele sunt foarte importante. Ești cumva într-o piață din asta foarte competitivă, pentru că sunt multe talente și sunt unii oameni care deja au reușit să-și câștige un nume și să se impună pe piața asta. Da. Cum merge colaborarea cu ei? Există, nu știu, o piață din asta concurențială în care se pun piedici sau se ajută mai degrabă artiștii? Oh, e o lume plină de bârfă și de interese, dar per total, imaginea publică nu e una cu ură sau încărcată de energie negativă. Lucrez destul de fresh și plăcute, dar există, evident, ca în orice domeniu, bârfe interne. Care este următorul mare proiect la care lucrezi? Nu lucrez la un mare proiect, dar am în plan o expoziție personală anul viitor. Nu am încă o locație, am o idee despre ce vreau să fac. Acum am nevoie doar de timp, pentru că și timpul este o mare problemă. Ca artist, nu am tot timpul să mi-l dedic atelierului, pentru că e nevoie să mai fac și alte lucruri part-time ca să câștig banii suficienți. Dar asta cu timpul, da, este o chestiune importantă. Să reușești să-ți găsești timpul și să-l ordonezi ca să poți să ajungi să creezi ce îți propui. Da. Și anul viitor e o strategie, un plan mai degrabă bazat pe strategia de manageria a timpului decât pe unui proiect anume. Care ar fi firul epic al acestei expoziții pe care o pregătești?
firul epic, nu există un, nu e nimic epic în idee. Am câteva idei pe care nu vreau să le spun acum. Și trebuie să le fac, adică pentru că la mine pornesc o idee și după o lună de zile s-a transformat în total altceva, pentru că acolo m-a dus flow-ul, să zic. Acolo mi-a fost plăcerea mai mare să mă duc. De-aia nu pot să spun exact ce proiect. Răzvan Năstase, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Mulțumesc și eu de invitație. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Băun la Europa FM.